Sărut mâna, da, i-am invitat la TVR pe comandantul detașamentului de pompieri, pe domnul colonel Pop, pe secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, și doi domni subofițeri, Angel și Niță, care au fost parte a misiunii românești din Grecia. Sunteți foarte obosit, ați venit, sunteți de pe drum, promitem să nu vă ține mai mult de jumătate de oră, așa v-au promis toți jurnaliștii care v-au intervievat în această seară. În primul rând, felicitări, domnule colonel. Cum a fost acolo? Cât de complicat a fost? Mulțumesc. A fost o misiune de păstrare a liniei de protecție în insula Evia, între localitățile Calivia, Spatarii și Metochi, misiune care a fost coordonată de către ofițerul de legătură Elen, pe care noi am reușit să o ducem la bun sfârșit, astfel că în ultima zi de misiune mi s-a spus că toate focarele sunt stinse și putem să părăsim zona. Cum ați lucrat? Ce ați mâncat? Cum v-ați odihnit? Pentru că erați într-o țară străină, un grup de 108 români, v-au mai venit și câțiva moldoveni la un moment dat, câțiva pompieri moldoveni. Cum v-ați organizat acolo? Da, în a treia zi de misiune s-a alăturat delegația din Moldova cu 4 autovehicule, din care 2 autospecial de stins incendii. Partea Elena ne-a pus la dispoziție locații de cazare și ne-a asigurat 2 mese zilnic. Sufrați în schimburi, cum erau voi? Da, am lucrat în 2 schimburi, respectiv 6 ore efectiv de muncă în pădure, cu 6 ore, fiecare dintre echipajele prezente la fața locului fiind conduse de către ofițeri. În baza de operație aveam celula de management care realiza tot ce însemna situația tactică și transmitea părții Elene ca să știm situația din teren. Avantajul mare pe care l-am avut a fost și acea dronă pe care o avem în dotare și am folosit-o să luăm imagini din aer. Domnule Arafat, de obicei România nu are o presă foarte bună, mai ales prin Occident. De data asta am avut presă bună în Grecia, au fost oameni care au lăudat non-stop pe rețelele de socializare, oameni importanți din Grecia care i-au lăudat pe pompierii români. Cât de mult ajută o astfel de, nu știu, de un astfel de episod bun România? Clar, mersul nostru acolo nu este după imagine, asta trebuie să fie înțeles. Noi suntem parte din protecția civilă europeană, lucrăm prin mecanismul de protecție civilă europeană și răspundem cum răspund toate țările europene și partenere ale mecanismului, pentru că sunt țări și partenere, cum e Turcia, este parte din mecanismul de protecție civilă european. Și când suntem chemați, mergem. E adevărat că asta e prima ieșire a pompierilor români pentru incendii de pădure în afara României. Am mai fost afară pe inundații, am mai fost afară în echipe mai complexe pe probleme medicale, mai ales în timpul COVID-ului. Eu pot să vă spun că misiunea asta este a 33-a misiune încheiată de începând cu 1 ianuarie 2020. Iar pentru anul asta este a 19-a misiune încheiată. Mai avem misiunea din Tunisia, care e încă în desfășurare, dar mai avem alte misiuni, nu neapărat numai cu IGS-ul, avem misiuni de trimitere de asistență umanitară, vaccinuri, echipe, toate feluri de misiuni care le facem împreună cu Protecția Civilă Europeană sau uneori chiar sub egida NATO. Domnule doctor, presa a lăudat, presa Elena. Da. Vă răspund. Deci, faptul că au făcut ce au făcut acolo și că oamenii i-au apreciat, asta este o valoare în plus pentru noi. Deci, cum am zis, noi nu mergem pentru acest scop, dar când mergem acolo, dorim să ne facem treabă prin ei. Ei sunt cei instruiți, ei sunt cei pregătiți, ei sunt cei care au participat la exerciții, ei sunt cei care știu meseria lor foarte bine. Pe noi ne interesează când merg acolo să aibă cu ce, să fie pregătiți, să aibă echipamente potrivite, lucru care s-a întâmplat, și să se întoarcă acasă sănătoși, lucru care iarăși s-a întâmplat. Restul ce s-a întâmplat acolo este inevitabil. Populația avea nevoie de sprijin. Acolo gândiți-vă că au fost pe lângă pompierii din Grecia, au fost pompierii noștri, au fost ucrainienii, au fost francezii, au fost cehii, au fost polonezii. Au fost 1000 de pompieri din Europa. Deci, au fost mai multe țări acolo care au participat și cu siguranță populația Greciei e recunoscătoare pentru toți. Ne leagă cu Grecia relații mai apropiate. Toți românii, când îi întreb unde te duci în concediu, îți spune mă duc în Grecia, așa că există și sentimente între cele două popoare și clar că acțiunile care le-au făcut acolo și le-au avut, au avut un impact foarte pozitiv.
Au lăudat ziariștii greci dotarea românilor, însă noi mai vedem prin București, chiar și prin București, mașini care abia se târăsc, din care țâșnește apa. Vreau să vă întreb dacă ați reușit la nivel național să aveți o astfel de dotare sau doar când ieșim afară ieșim cu ce avem mai bun? Am auzit eu acest comentariu undeva că am ieșit numai cu ce avem pentru afară. Nu avem mașini pentru afară și mașini pentru înăuntru. Deci, din mașinile care le-a menționat domnul ministru Bode, cele 5 mașini noi de incendii de pădure care au plecat și a 6-lea care este ceva mai veche, din cele mașini noi au fost livrate anul asta 30 de mașini în țară. Și sunt în țara 30 de mașini. Dar câte ați mai avea nevoie să schimbați? Nu, astea erau pentru incendii de pădure. Asta era programul, pe 30 de mașini. Pentru mașini de pompieri s-a semnat acordul cadru recent pe o sumă de aproximativ 150 de milioane de euro și sunt așteptate 200 de mașini de pompieri de 10.000 de litri și 276 de mașini de pompieri de 4.000 de litri. Primele mașini urmează să ajungă în luna noiembrie-decembrie al acestui an. Deci aici deja lucrurile sunt clare. Banii sunt, acordul cadru e semnat, contractul subsemnat. Veți avea tot parcul schimbat? Cu 476 de mașini, cu siguranță tot ce este peste 20 de ani s-a dus. Mașinile de pompieri, viața lor de regulă este 15, 20, 22 de ani. Deci tot ce este peste 20 de ani, 22 de ani, deja se duce. Mașinile astea mari, vechi, care merg cu 30 de km pe oră, vor deveni încet, încet piese de muzeu. Domnule Plutonier, cum a fost acolo? Ați acționat 7 zile, ați luptat cu focul, ați fost 10 zile plecați de acasă. Cât de grea a fost misiunea? A fost o misiune grea, o provocare pentru noi. Nu ne-am mai confruntat cu așa ceva. Pentru asta am plecat, să ne îmbunătățim cunoștințele și să-i ajutăm pe oamenii care aveau nevoie în acest moment de ajutor. Ați vorbit cu cei de acasă. Ce vă ziceau? Ce au văzut și ei știrile, au văzut imaginile, cât de îngrijorați erau și cât de bucuroși erau că vă aplaudau oamenii acolo? Bineînțeles, am ținut legătura în timpul care l-am avut la dispoziție. Își făceau griji pentru noi, nici noi nu puteam să-i punem cine chiar. Cine era mai îngrijorat? Soția și cea mică. Nu puteam să-i spunem exact, nu puteam să-i punem cu toate grijile în cârcă. I-am liniștit, ei pe noi, ne-am susținut reciproc. V-ați mai duce într-o astfel de misiune? Bineînțeles, pentru asta m-am oferit. Pentru alte cunoștințe și alte abilități. Domnule Niță, cum a fost când v-au aplaudat grecii când ați plecat acum? Când au văzut coloana de români? Am văzut imaginile la un site grecesc. A fost un moment frumos pentru noi, cei aflați la fața locului pompieri români de acolo. Ei s-au bucurat într-adevăr, s-au liniștit în primul rând în momentul în care am ajuns în zonă. Și cred că am avut o bună parte de o bună conducere la fața locului acolo, în intervenție, prin fața domnului colonel Pop, căruia îi mulțumim. Un bun management. În teren am lucrat împreună cu pompierii eleni. Cum ați lucrat cu grecii? Am lucrat foarte bine împreună. Toate aceste lucruri au dus ca, au făcut ca misiunea în sine să fie făcută în ok. Vă invidiau pentru echipament? Noi ce am citit prin presa lor, toată lumea se minunat de drona dumneavoastră, de modul în care acționați. Bănuiesc că și ei au tot aceleași tactici, tehnici și așa mai departe. Nu, sincer, nu am avut timp să ne minunăm unul altul de echipamentele pe care le purtăm. A fost de muncă acolo și am lucrat împreună la stingerea incendiilor. Câte misiuni ați avut dumneavoastră? De câte ori ați ieșit? Că ieșați în schimburi. În fiecare zi cât am fost acolo, bineînțeles. A fost vreuna din zile mai complicată? A fost o zi în care nu v-a ajutat vremea și credeați că nu o să o scoateți la capăt prea ușor? La început, în primele zile după ce am ajuns, au fost într-adevăr incendiile mai puternice, flăcările mai mari. După ce am început să le stăpânim, a fost puțin mai bine. Au venit oameni, am văzut, am avut și noi echipa acolo, au fost toate televiziunile din România, am văzut că veneau oameni, vă aduceau fructe, veneau să vă salute, să vă strângă mâna. Cum era? Vă simțeați așa ca un star rock? Nu chiar. Nu, într-adevăr nu ne așteptam la atâtea mulțumiri. Într-adevăr am avut și câțiva români care au venit să ne mulțumească pentru ajutor acolo și ne-am minunat când am văzut că ne mulțumesc în limba noastră, vă dați seama. Nu ne așteptam. Mulțumesc frumos. Ne întoarcem la dumneavoastră, domnule colonel. Iubiți jurnaliștii după episodul cu știrea aia dubioasă, când niște jurnaliști greci v-au pus în gură niște cuvinte pe care dumneavoastră nu le ziseserăți? Am și uitat episodul respectiv. Da, a fost greu să refaceți relațiile cu grecii, bănuiesc că s-au aricit un pic. Da, de ce să nu recunoaștem, s-au aricit, dar cred că trebuie să fim realiști și ce s-a văzut la fața locului de către ofițerul elen
Nu avea ce, de ce să-ți facă griji că am spus așa ceva. Nu. Să le explicăm telespectatorilor, a fost vorba de un interviu și un jurnalist grec a spus ce dumneavoastră n-ați spus, cum că putea fi stins incendiu mai devreme. Era de fapt, noi ne-am dat seama după ce domnul colonel ne-a anunțat și am văzut chiar știrea unde a apărut, era clar că era o formă de fake news care era pusă de cineva care a vrut să facă poate... Să vândă mai bine, da. Da, dar foarte repede s-a rezolvat problema pentru că domnul colonel a scris o adresă către Ministerul de Interne grec în care a explicat și a spus clar că el n-a spus așa ceva, iar noi la nivelul departamentului am fost întrebați de un alt jurnal din Grecia care e specializat pe problemele de fake news. Hellenic Hoaxes se numește și unde am dat o adresă scrisă în care am explicat ce s-a întâmplat, era clar că n-avea cum să zică așa ceva domnul colonel. Erau niște afirmații care și dacă îl auzeam nu credeam că l-ar fi zis. Așa că era clar că era o chestie care era răuvoitoare și din fericire a trecut foarte repede și a înțeles toată lumea pentru că, după cum vedeți, nu numai la incendiile de pădure, la orice situație de urgență, astfel de fenomene există și există fake news-uri și există oameni care încearcă să facă lucrurile mai interesante prin a introduce sare și piper la ce zice un om. Era un site, nu? Era un obscur site. Era un site recent înființat, am înțeles asta, chiar nu de foarte mult înființat, așa că ne bucurăm că am trecut peste asta și au trecut toată lumea peste asta. Și noi ne bucurăm că n-aveți ceva cu jurnaliștii, nu toți jurnaliștii propagă știri false. Ați primit vreun telefon din Grecia după încheierea misiunii sau, nu știu, o scrisoare, o chestie protocolară? Nu am avut legătura cu ambasada Greciei, de astfel astăzi era reprezentată aici. Colegii au avut discuții cu autoritățile elene și au discutat acolo, iar la nivelul României, premierul grec a discutat cu președintele Klaus Werner Iohannis, așa că clar că la nivel foarte înalt a fost un feedback și un feedback foarte pozitiv. Din punctul nostru de vedere, cu siguranță o să avem o discuție în curând, în luna septembrie, a tuturor șefilor de protecție civilă în Europa, director general sau cei care răspund de domeniul ăsta și sigur vor fi discuții mai multe și cu colegii din Grecia și un feedback despre tot ce s-a întâmplat mai tehnic, mai pragmatic. Jurnaliștii greci se mirau că am trimis atât de mulți oameni. Să le reamintim românilor, 108 oameni, 22 sau 23 de mașini. Chiar scriau într-un ziar mare din Atena colegii noștri că România și Grecia nu au relații atât de bune. Premierii noștri, de exemplu, nici nu s-au văzut și se mirau că am trimis atât de mulți oameni. Cam 10% din cât s-a trimis Uniunea Europeană. Nu, asta vă întreb. Cum de-ați trimis un detașament așa de mare? Deci, discuția când a venit apelul prin mecanismul de protecție civilă europeană, am avut ok-ul de la domnul președinte, de la domnul prim-ministru, de la domnul ministru, că asta este procedură chiar prevăzută în lege. Am propus să asigurăm un sprijin și am avut ok-ul. Era la libertatea noastră să facem modulul. Aici colegii de la IGSU au stat, au gândit modulul după ce au văzut și din știrile care le aveam și după discuții cu centrul de coordonare de la Uniunea Europeană, de la ERCC. Și atunci s-a decis un modul care este de fapt cel care a plecat. Modulul nu era nici foarte mare, nici mic, nici nu poți să trimiți un număr mic de pompieri fără echipamente. Sunt țări care au trimis avioane, sunt țări care au trimis personal. Sunt țări mari care au trimis 20 de pompieri, Marea Britanie. Nu, aici, da, dar este și distanța și trebuie întotdeauna să ne gândim. Pe noi ne-a avantajat distanța între noi și Grecia și faptul că poate să fie parcursă de un convoi de mașini într-un timp relativ scurt. Nu putem pretinde la astfel de situație să plece cu mașini pe cale terestră de la 4.000 de kilometri, de la 3.000 de kilometri, până ajung, se schimbă toată situația. Deci asta este... Asta Franța a trimis 3 avioane. Exact, dar avioanele e altceva. Avioanele s-au trimis din mai multe zone, avioane de ajutor și în Grecia și în Italia. Să nu uităm că au fost și alte țări în nevoie. A fost Italia în nevoie, a fost Macedonia de Nord unde am trimis noi un avion militar, a fost Turcia care a primit avioane Canadair de la Protecția Civilă Europeană. Deci Europa s-a împărțit să ajute unii pe ceilalți. România a reușit să se implice în două zone, Macedonia de Nord și Grecia. Iar modulul care l-am trimis, eu zic că după cum mi-am văzut că au acționat, nu era nici prea mare, nici prea mic, era un modul normal pentru lucrurile care s-au confruntat cu ele și a fost o experiență pentru noi. Colegul zicea că învățăm. Normal. Din astfel de misiuni tragem concluzii.
Concluziile devin lecții. Lecțiile devin învățate când le implementăm. Data viitoare, cu siguranță, dacă vrem să facem un echipaj sau un modul pentru incendii de pădure, cineva o să-l sune pe domnul colonel Pop, o să-l zică, hai și tu să ne spui părerea ta, la ce renunțăm, ce suplimentăm. Se face un debrief acum, bănuiesc că oamenii povestesc. Sigur, și de aici știm cum să îmbunătățim răspunsul nostru în viitor, pentru că ce am zis în cuvântul meu astăzi este că singurul lucru care nu pot să-l garantez, că asta este ultima intervenție de acest gen afară. Eu cred că vom avea, vor fi provocări, vor fi probleme, inundații, incendii de pădure, diferite situații, care alte țări vor avea nevoie de noi, dar e posibil să ajungem și noi să avem nevoie de alții să vină să ne sprijine la anumite momente, în anumite momente. Așa că e o chestiune de colaborare și de solidaritate care de această dată s-a văzut foarte bine, nu numai România, Grecia, Republica Moldova, care a trimis 25 de pompieri, 4 mașini și toate celelalte țări europene, care sub egida unui mecanism integrator de protecție civilă, mecanismul european, am reușit să ne împrăștiam în Europa și să ajutăm unii pe ceilalți ca să treacă cei care sunt în dificultate, peste dificultate respectivă. Domnule colonel, asta voiam să vă întreb. Cât de mult contează experiența asta pentru un om de teren, ca dumneavoastră, pentru un om de acțiune? Cât de mult vă ajută? Că una e teoria, alta e practica. La noi se intervine destul de rar față de ce se întâmplă în Grecia. Da, dar prin programul pe care îl avem, noi executăm și exerciții la păduri și aplicăm tehnică, tactică de intervenție pentru astfel de intervenții. Dar cât vă ajută real, asta vă zic? Real te ajută să vezi exact situația din teren, te confrunți cu radiația de căldură care este foarte puternică, strategia de intervenție trebuie stabilită în funcție de particularitățile reliefului. Deci toate acestea ne ajută și o să, așa cum spunea și domnul secretar de stat, o să le punem pe hârtie și o să le aplicăm pe viitor. Cum ați lucrat cu echipajele din Moldova? Cum ați colaborat? Că ei au lucrat cu dumneavoastră, nu direct cu grecii, nu? Împreună cu noi. Le-am intercalat în echipă mixtă, un echipaj de la noi, unul de la cei de la Moldova, foarte bine, foarte bine. Au fost sub coordonarea noastră, noi coordonați de către ofițerul Elen. Am ales o suprafață de teren și echipajele în teren au discutat între ele și au aplicat aceleși tehnici de stingere. Ca să ne facem o idee, noi am văzut la televizor imaginile, am văzut hărți din satelit, am văzut că au fost zeci de mii de hectare pe insula Evia. Evia are, dacă nu mă înșel, vreo 3600-3700 de kilometri pătrați. Cât din suprafața asta era afectată din ce ați constatat dumneavoastră? Cam jumătate. Așa să vă închipuiți că toată jumătatea de nord este afectată de incendiu. Noi când am venit spre feribot, când am venit acum acasă, tot traseul era ars, toată pădurea era ars. Cum i-ați simțit pe oameni? Bănuiesc că n-au turism acum, sunt cu casele arse, sunt sute de case arse, vorbea viceguvernatorul insulei. Erau optimiști, în câțiva ani se va reface fauna și vor reîncepe din nou activitățile pe care le-au desfășurat și până acum. Domnule doctor, pompierii acolo sunt organizați altfel și au fost discuții și în presa Elena, am văzut, că nu sunt centralizați, nu sunt militarizați, ei țin de autoritățile locale. E un avantaj când în România pompierii sunt militarizați și țin de o structură centrală? În România, în primul rând, este o tradiție. Din 1835, dacă nu mă înșel, pompierii în România sunt militari. Sunt puține țări unde pompierii sunt militari, dar una din țările, iarăși, care prin tradiție are în unele zone pompieri militari, e Franța, unde brigada de pompieri din Paris, batalionul de pompieri marin din Marsilia sunt militari. Deci, din punctul meu de vedere, asta e un avantaj foarte mare. Ne permite să standardizăm mașinile care, l-ați văzut, chiar dacă sunt aceeași tip de mașini, le găsiți în toate județele. Deci noi standardizăm echipamentele, după care mobilizarea noastră este mult mai ușoară. Deci mobilizarea se face foarte rapid. Alarmarea este mult mai ușoară. Poți imediat să reduci din 3 ture la 2 ture, să le împarți și o tură să o trimiți în alta parte să lucreze dacă ești cu o catastrofă de care, în fața căreia trebuie să intervii. Deci, din acest punct de vedere, cred că un sistem cum e al nostru, și nu înseamnă că soluția noastră e perfectă pentru alții, dar pentru noi sistemul național, nu l-aș zice centralizat, național, standardizat, militar al pompierilor, este unul din motivele care putem să spunem suntem la nivelul la care suntem acum și reușim să evoluăm foarte rapid. Nu există mari discrepanțe între județe. Dacă era la fiecare județ
la cheremul unora și altora, care și ei se schimbă, și să spună azi sprijin pompierii, peste 4 ani să vedem, și așa mai departe, aveai discrepanțe între județe. Noi am reușit să aducem județele încet, încet, la un nivel unitar, și asta este foarte important. Și o forță care nu se glumește cu ea. Ați auzit, premierul astăzi a zis de suplimentarea de posturi. Pompierii noștri au pierdut în 2010-2011 peste 12.000 de posturi. Asta voiam să vă întreb. Aveți și probleme. E moment festiv, dar aveți probleme destul de mari. N-aveți oameni. Astăzi am primit exact ce noi știam, că deja se lucrează de ceva timp și avem un memorandum aprobat la guvern. Deci, cele 10.000 de posturi pierdute. Până când le veți primi? Și au mai fost dați afară vreo 2500 de pompieri atunci. Și plus cei care au plecat în pensie, n-am reușit să-i înlocuim. Acum, pe lângă posturile finanțate, cei care au plecat în pensie vom putea să-i înlocuim. Pe lângă ăștia, o să avem încă 8400 de posturi. Cele 8400 de posturi în domnul doctor? 5 ani. Anul ăsta, primele 1400. Anul viitor sunt prevăzute în hotărâre încă vreo 2000. Deci cele 8400 de posturi vor fi acoperite în următorii 4-5 ani. Dacă sunt bani mai mulți la un moment, poate să ne permită să facem mai repede. Dar eu zic că e un pas major. De când s-a înființat Departamentul pentru Situații de Urgență și până acum, nu am reușit să facem acest lucru. Uite, astăzi, acum, clar reușim să facem acest lucru și să adăugăm 8400 de posturi care s-au pierdut dintre cele aproape 12.000 pierdute în 2010-2011. Și va schimba foarte mult puterea armei de situații de urgență, armă pompier, cum zicem noi. În materie de dotări, cam cât la sută din ce aveți ar trebui schimbat și când credeți că o să ajungeți la nivel național să fie în regulă toate unitățile? Trebuie să înțelegem, dotările noastre sunt extrem de diverse, diversificate. Uh-huh. Mașini de pompier și ambulanțele și autoscările sunt cele de bază și mașinile de descarcerare, să zicem, chiar dacă multe din mașini de pompier de incendii acum au și echipament de descarcerare pe ele. Dar mai există mult dotare specifică, containere multirisc, cum sunt aici, camioane, mobilitate, cum zicem noi, drone, puncte de comandă, roboți, o să intre în dotarea pompierilor în anumite zone, roboți de intervenție. Cam de deci, cât ați mai avea nevoie? Când credeți? Acum sunt unele în curs de achiziție sau așteptăm venirea lor. Deci până în 2023, la sfârșit, finalizăm proiectul de acum. Printre lucrurile care sunt în proiect sunt elicoptere. Care asta voiam să vă întreb. Ce faceți cu licitația? Știu, e la IGAV treaba, dar ce faceți cu licitația? Ar trebui să anunțați licitația de elicopter? Păi este la final. Da? Suntem în ultimele, pot să spun, 10 metri. O să se anunțe când se termină negocierile. Dar este la ultimele 10 metri, să spun. Uh-huh. E o navă maritimă care se cumpără. Deci ne întoarcem pe mare. Știți discuția cu Arsvomul, care urmează să vină la interne, să fie sub coordonarea DSE-ului. Evoluția nu e numai pe linie de incendii, asta vroiam să spun. Evoluția este pe foarte multe paliere de protecție civilă în general, care includ incendiile, dar includ partea medicală, includ intervențiile la CBRN, cum se zice, la substanțe chimice, biologice, nucleare, includ intervenția pe mare, includ colaborarea cu colegii de la IGAF pe intervenția aeriană, de stingere de incendii de pădure, de căutare-salvare, de căutare-salvare pe mare cu elicopterele. Astea toate vor fi sisteme integrate care vor funcționa împreună și cu celelalte structuri, ambulanță, UPUR-urile, smurdul care e în rândul pompierilor, partea de pompieri, partea de IGAV, toate astea, asta e rolul departamentului, să le aducă și să le pună să lucreze împreună. Banii sunt fonduri naționale sau încercați fonduri europene? Marea majoritate a cheltuielilor noastre, cel puțin din 2014 până acum, pot să vă spun, sunt fonduri europene. Sunt fonduri europene, să nu uităm că noi am început perioada asta 2014-2021 cu o sumă de 127 de milioane de euro. Dar în 2017, după discuții care au fost cu premierul atunci, ni s-au dat 600 de milioane de euro. Și asta este motivul pentru care am reușit, într-adevăr, în ultima perioadă, să ne dotăm cu tot ce a început licitațiile lui. Dar vine sprijinul mai departe. Acum discutăm celelalte, următoarele fonduri europene. Și aici, acum, există intenție de dezvoltare, de substații noi de pompieri în toată țara. Vorbim de aproape 100 de puncte de plecare noi în județe. Vorbim de echipamente noi de intervenție, de diversificarea echipamentelor de intervenție. Centrele de comandă sunt deja finalizate, urmează să fie contractate. Deci toate aceste aspecte
sunt în vizorul nostru. Unele sunt contractate, unele sunt în curs de licitație și altele vor face obiectul următorul proiect de fonduri europene. Elicoptere medii grele veți cumpăra, vorbeam de licitația care îmi spuneați că e spre final. Ce faceți cu avioanele? Aveți la zmur două avioane care mai mult stau Piper-ul și cu Citation. Sunt avioane noi, licitația e aproape finalizată. Am înțeles. Deci veți mai cumpăra ce fel de avioane? Și nu numai. Deci sunt două oferte, nu intru acum până asta. Sunt avioane mediu curier, jet, da? Nu este cu turboprop, sunt jet. Și sunt cu două locuri de terapie intensivă, ambele au capacitate inclusiv de ECMO în timpul transportului, adică de plămân artificial, da, care e peste ventilatorul obișnuit. Deci vor fi de înalt nivel de terapie intensivă, licitația se termină, eu cred că avioanele cel puțin, dacă totul merge cum e planificat, primul avion s-ar putea să-l vedem la sfârșitul anului viitor. Și primele elicoptere când am putea să le vedem? Elicopterele medii grele prin 2023. Și cam câte sunt în program? Sunt 6 în program, din care 3 cel puțin trebuie să fie maritime, care au posibilitatea să acționeze pe mare. Da. Când credeți că o să fie pompierii la un nivel, peste tot un nivel bun în țară, în toate unitățile din România? Când vedeți, din ce aveți proiecte cu fonduri europene? Că să ajungem la un nivel mai bun, fiecare zi se face ceva. Că să ajungem la un nivel perfect, nu știu cât va dura, dar părerea mea că în următorii 3 ani, 4 ani, mai ales dacă începem să facem și stațiile, cele 100 de stații de pompieri, mai ales în zonele rurale, o să vedem o schimbare radicală, o să vedem timp de reacție mult mai rapid în zonele rurale, pe incendii, nu numai pe partea medicală, o să vedem capacitate de intervenție diferită față de acum. Ne intră cele 8400 de posturi începând cu anul ăsta, înseamnă că o să putem să mărim capacitatea noastră de reacție. Gândiți-vă că acum, nu știu, 10 ani, pompierii erau cu 50.000 de intervenții pe an. Acum sunt cu 500.000 de intervenții pe an și numărul în fiecare an crește. Provocările cresc și este normal ca arma să se adapteze la acest lucru. Să ne întoarcem puțin la băieții din teren. Ați lucrat cu oameni din toată țara. A fost un detașament cu oameni, nu știu, din parcă Bihor, Buzău, Mehedinți. Cum ați lucrat cu ei? Că nu-i cunoșteați, nu? Nu-i cunoșteam, dar am făcut cunoștință la fața locului datorită... A mers totul bine, adică n-ați avut probleme. Bine, ne-am înțeles... Tot a decurs conform planului și nu am avut probleme din acest punct de vedere. Ne-am descurcat, am dus misiunea la bun sfârșit. Dacă ar fi să schimbați ceva, știți ce ați făcut în cele 7 zile, dumneavoastră ca plutonier, ca subofițer, ce ați schimba? Ce ați face altfel? Păi cred că n-aș face nimic altfel, totul a fost bine. Toți subofițerii care am fost acolo avem aceeași pregătire și tocmai de asta am lucrat foarte bine împreună. Am plecat colegi și am ajuns în țară prieteni. Familia v-ar mai lăsa într-o misiune? Bineînțeles, bineînțeles. Dar nu cu inima ușoară? Clar nu cu inima ușoară. Sunt toți îngrijorați, au fost tot timpul, vă dați seama. Și i-am liniștit întotdeauna. Le-am spus că am grijă de mine. Avem grijă unul de celălalt în teren. Și că o să ajungem acasă cu bine. Lucru care s-a întâmplat. V-am mai ținut noi încă jumătate de oră peste program, dar gata, se apropie de sfârșit și ediția noastră specială. Aveți amintiri, fotografii cu grecii? V-ați strâns fotografii frumoase de acolo? Camaraderie? Da, am strâns și chiar un moment frumos, la sfârșitul unei ture de serviciu acolo, am primit în cadou de la un pompier grec drapelul național al lor, care se atașează pe ținuta de intervenție. Foarte frumos. Este un lucru foarte important pentru mine, înseamnă foarte mult. Pentru orice militar, drapelul înseamnă foarte mult. Bineînțeles. Deci ați mai pleca, probabil că acum așteptați să vedeți cât de repede plecați într-o nouă misiune, nu? Bineînțeles, abia așteptăm. Următoarea misiune, suntem pe listă, clar. Felicitări pentru ceasul cu domnilor oricum. Mulțumim. Domnule colonel, cât de greu a fost să aveți grijă de cei 107 oameni? Cât de greu a fost să armonizați personalitățile, oameni veniți din unități diferite, că nu, din câte unități ați avut? Din foarte multe unități. Din peste 7 unități. Ei au avut o pregătire foarte bună. Mulțumesc inspectorilor șefi care au fost implicați în această activitate și au trimis oameni în acest modul. Toți oamenii care au venit au fost extraordinari, de aceea le-am și mulțumit și le mulțumesc în continuare. Sunt pe aceeași lungime de undă. Sigur că activitatea de
management s-a desfășurat împreună cu ceilalți colegi din celula de management și atunci mi-a fost mai ușor ca să lucrăm împreună. Domnule secretar de stat, cât de curând s-ar putea să avem o nouă misiune externă? Pentru că se întâmplă tot felul de lucruri în Europa. Nu se știe niciodată. Nu uitați că când a fost cutremurul în Albania, echipa noastră a fost acolo în 11 ore de la apel. Așa că în situațiile de urgență nu știm când sună alarma din nou. Suntem pregătiți. Din fericire, sunt mulți colegi de-ai lor care sunt gata să intervină. Deci, încă o dată, sunt echipamente, nu vorbim de echipamente unicat care le trimitem și nu mai rămâne nimic în țară, cum am vorbit la început. Așa că singurul lucru care îl sperăm este să nu fie nevoie și să stăm liniștiți, nici acasă, nici afară. Mulțumesc frumos, domnilor, felicitări pentru ceea ce ați făcut, să vă întoarceți întotdeauna sănătoși acasă din misiunile externe și din cele de aici, că aveți treabă de fiecare dată. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim mult, domnule doctor.